la Frams. Dumnezeul meu locuiește la Frams. În fiecare joi mă așteaptă acolo încălzindu-l laptele pentru cafea. Eu mă așez alegându-mi un loc la întâmplare, ori un scaun lăcuit, ori o canapea moale gri, în moi creionul de vârful limbii, cuvintele se așează atente în capul lui. Mă mai supăr că unele nu vor să stea acolo. Poate revistele franțuzești de modă din rafturile vintage. Să revenim la Dumnezeul meu, cel care încălzește încă laptele în ibric. Pe el nu-l interesează fumul de țigară, care stă cochet ca o haină de blană pe blonda dinspre ieșire. Cel mai mult iubesc la el că atunci când e liber și nu servește pe cineva, se așează lângă mine, în fața mea și îmi suflă în cafeaua fierbinte. Mereu prea fierbinte. Mi se pare că intenționat o prepar așa. Îi place și lui timpul petrecut împreună în care nu ne spunem nimic. Doar ne lăsăm privirile să pătrundă spațiul dintre noi, căutând la infinit asemănări. Dumnezeul meu locuiește la Frams și nu acceptă niciodată bacșiș. Iar la plecare, lacrimile îi cad ca o avalanșă. Balada câinelui de jar. Nu dorm. Un câine mor se plimbă ud pe covorul din hol, acolo unde păsări albastre și adorm puii la sân. Încă se mai aud cum îi alăptează, cum sângele din sânii lor se scurge prin ciocuri în sufletul lor de copii. Cineva, poate chiar prietena mea, se joacă Tetris pe televizorul alb-negru din sufragerie, bătând din palme la fiecare linie reușită. I se aud râsetele, i se văd obrajii tremurând, i se simt falangele strivind aerul sub joystick. Și cum să dorm când dincolo de ușă stau femei pregătite să-și împartă trupul cu mine? Dar eu, în inima mea, încă îl resuscitesc pe Dumnezeu care de ceva vreme a murit și pare că nu mai respiră. Mulțumesc! E ger cumplit afară. Păsările astea ciudate care circulă pe deasupra mea și pe dedesubtul meu, dintr-o parte în alta, fără măcar să le fie teamă că mâine n-ar fi. Cutia cu paracetamol îți stă la căpătâi ca o ultimă speranță în lupta cu tine însuți. Bea-o pe toată și mâine vei vedea cu ochii tăi că și îngerii se joacă cu plastilină. Cu o fină mișcare a mâinii, îți treci farfuria cu o travă prin fața ochilor și îți dai seama cât de pustiu trebuie că e omul atunci când nici moartea lui nu-l mai interesează. La radio se aude, nu știu, un vâjâit, niște unde perfecte. În rest nimic altceva mai interesant. Poate doar Dumnezeu citind din Tolstoi. Doamne, dacă mi-ești prieten, ia-ți repede o pereche de bluși pe tine, trage-ți o flanea pe gât și hai cu mine. Astăzi m-am decis să-mi curb suferința, așa că mă voi căra în pustiu. Mă voi așeza într-un colț al său și voi închide ochii până ce, când îi voi deschide iarăși, nu mă voi mai vedea pe mine, ca în seara când de-abia mă născusei și mi-erau ochii încă tulburi să privesc cum mă țineai în brațe. Dacă mi-ești prieten, coboară-te aici la masa mea să bem o cană cu vin, în așteptarea ta. Pentru că așteptarea ta s-ar putea să dureze, îmbracă-te bine. La mine e frig. Am cheltuit ultimele economii pe carafa asta din care nici nu mai am chef să beau. Ce-o fi cu mine, Doamne, că nici moartea nu mă mai liniștește, nici gândul că o să-mi rămână trupul slobod într-o groapă de pământ, ca după o noapte de beție cu o sete uriașă. Mulțumesc! Unui cel mai bun prieten. Pe sufletul prietenului meu au crescut niște frezi. Ieri, câțiva puși din cartier, cei mai săraci, au auzit de întâmplare și cu degetele murdare de țărână scormoneau să le scoată pentru a le vinde, sperau ei, în piață bătrânilor ce nu le mai venea să-și iubească soțiile. Nici măcar ploaia ce începuse sau ropotul frunzelor ce părăseau copacii nu-i mai opreau acum. Între două respirații mă rugam neputincios ca nu cumva să-i smurgă și sufletul.
Crede-mă, mamă, când te-am văzut prima dată în parcul din fața maternității, că îmi culegeai flori între degetele tale murdare, mi-am scos branula, timid m-am lipit cu pieptul de geamul camerei de spital și te priveam ca o pasăre bolnavă așteptând să vii să mă naști. A venit gardianul care semăna cu tatăl meu, nu știu cum ți-a răpit un sărut și nu mai credeam că o să te întorci. Azi tot acolo sunt, cu pieptul lipit de burta caldă a caloriferului, așteptându-te să vii. Să vii că mi-e dor de sânii tăi, de cântecele tale, de somnul meu și mai ales de casa cu pereți mâzgăliți de pix, în care se aude peste tot sufletul copilului. Patul lui Procus. Poți privi un perete și să nu se întâmple nimic. Vibrațiile ei nu-ți mai sună cunoscut. Mănânci cu silă din ciorba de legume pregătită de ea și știi că de fapt e mâna măsii la mijloc, căci a scăpat din nou prea multă sare. Un indiciu că nu mai ai mult de trăit e faptul că prin tine curg tot felul de chipuri râzându-ți până la leșin. Copiii te arată cu degetul când trec pe lângă tine pe stradă și nici șoferul de autobuz nu te mai vrea în hartuchia lui. Nu mai e timp, nu mai e loc. Închis și deschis pumnul cu mișcări regulate, imitând bătăile inimii, menținându-te astfel în viață. Nu s-a turnat niciun film despre oameni ca tine, nu s-au iubit oameni ca tine, nu s-au născut oameni ca tine și tu poți privi un perete și să nu se întâmple nimic. Ai fost mințit toată viața. Am fost în paradis și paradisul meu nu sunt cărțile Silviei Plath, Kerouac, Ezra, nici școalele femeilor tinere cu buze albastre care așteaptă capete buizate, îmbibate în alcool, tetraciclină sau animații multe rusești. Visez că fiul meu își va schimba numele în Terion și cu brațe puternice mă va coborî în vesna mormântului, chemuit lângă trup, îmi va mângâia nevoia de singurătate ca pe un câine. Uneori mi-ar plăcea să fiu fericit, alteori nu mi-ar plăcea. Și alteori cred că fericirea nu există. Intră un câine în corpul lui fără să știe că va fi câine. Intră o piatră în corpul ei fără să cunoască cum e să stai în pustie, nimeni să vorbească cu tine. Intră un om în trupul său fără să știe cum e să mori.